schemă, în termeni generali, are sensul de structură, cadru sau contur. În domeniul psihologiei, termenul are o istorie foarte bogată, în special în cadrul dezvoltării cognitive. În acest context, o schemă este un tipar suprapus peste realitate sau peste experiența unei persoane, în scopul de a o explica, de a-i intermedia percepția și de a-i ghida reacțiile. O schemă cognitivă poate fi înțeleasă drept o hartă cognitivă abstractă care ne ghidează în interpretarea informațiilor și în rezolvarea de probleme. De ce este acesta un concept relevant? Este un concept de mare relevanță în psihoterapie pentru că schemele cognitive, multe dintre ele formate de timpuriu în viață, vor continua să fie dezvoltate ulterior ca mai apoi să se suprapună peste viitoarele experiențe de viață, chiar dacă nu mai sunt valabile și în concordanță cu realitatea. Fenomenul de perpetuare a schemelor are la bază nevoia noastră umană de consecvență cognitivă, și anume aceea de a ne menține o perspectivă stabilă asupra sinelui nostru și asupra lumii înconjurătoare, chiar dacă acestea nu mai coincid cu realitatea care ajunge să fie distorsionată. În acest sens, o schemă cognitivă este numită adaptativă de adaptare sau dezadaptativă de inadaptare. Jeffrey Young, fondatorul Centrului de Terapie Cognitivă din New York, a elaborat ipoteza potrivit căreia o parte dintre aceste scheme cognitive dezadaptative, în special cele care se dezvoltă ca rezultat primar al experiențelor nocive din copilărie, ar putea sta la baza multor tulburări cronice de tip depresiv și anxios, ale comportamentului alimentar deficitar, al problemelor dificile de cuplu, a dificultății persistente în menținerea unor relații intime satisfăcătoare, precum și la baza tulburărilor care țin de personalitate. Pentru a studia această ipoteză, el a definit o parte dintre aceste scheme cognitive pe care le-a numit scheme cognitive dezadaptative timpurii. În prezent, psihologul Jeffrey Young și colaboratorii săi au conceput definiția extinsă și revizuită a schemelor cognitive dezadaptative timpurii, potrivit căreia acestea au o temă sau un tipar general sau generalizat. Sunt alcătuite din amintiri, emoții, gânduri și senzații corporale. Se referă la sine și la relațiile cu ceilalți. Sunt create în copilărie sau adolescență, sunt elaborate, adică transformate, evoluate de-a lungul vieții și sunt disfuncționale într-o măsură semnificativă. Pe scurt, schemele cognitive dezadaptative timpurii sunt tipare emoționale și cognitive prin care ajungem să ne autosabotăm, care debutează de vreme pe parcursul dezvoltării noastre și care se repetă de-a lungul vieții noastre. De ce este bine să cunoaștem tema aceasta, măcar într-un context de informație generală? Deoarece schemele cognitive dezadaptative apar ca urmare a nevoilor emoționale care nu au fost satisfăcute în copilărie. Fiecare dintre noi are următoarele 5 nevoi emoționale de bază. 1. Atașamentul securizant față de ceilalți, nevoia de siguranță, stabilitate, sprijin în dezvoltare și acceptare. 2. Autonomie competentă și un sentiment al identității. 3. Limite realiste și autocontrol. 4. Spontaneitate și joacă. 5. Libertatea de a exprima
nevoi și emoții întemeiate. Un individ este cu atât mai sănătos din punct de vedere psihologic, cu cât își poate îndeplini nevoile emoționale de bază în toate etapele vieții, într-un mod adaptat la aceste etape. Așadar, experiențele nocive din copilărie sunt sursa principală a schemelor dezadaptative timpurii. Schemele cognitive care se dezvoltă cel mai repede și sunt cele mai puternice își au de regulă originea în familia de proveniență. În mare parte, dinamica întregii lumea copilului oglindește dinamica familiei din care provine acesta. Situațiile viitoare din viața de adult ce activează schemele dezadaptative timpurii ale acestuia reprezintă de regulă retrăirea unor elemente din copilăria lor în care, de obicei, a fost implicat un părinte. Alte surse de influență, cum ar fi școala, copiii de aceeași vârstă, grupurile din comunitate și mediul cultural, sunt de asemenea relevante pe măsură ce copilul crește și aceste elemente pot duce și ele la dezvoltarea schemelor cognitive. Cu toate acestea, cele dezvoltate mai târziu nu sunt la fel de generalizate sau de puternice. Pentru a forma scheme cognitive, comportamentele emoționale ale temperamentului interacționează cu evenimentele dureroase din copilărie. În funcție de temperament, copiii relaționează într-un mod selectiv cu diversele circumstanțe din viața lor, iar măsura în care ei sunt vulnerabili la astfel de situații este variată. De asemenea, dinamica și spectrul nevoilor fiecărui copil sunt altele în raport cu componentele emoționale ale temperamentului său. De exemplu, un mediu familial protectiv, plin de afecțiune, poate să transforme chiar și un copil timid într-unul sociabil într-o gamă largă de situații. Pe de altă parte, dacă un copil este respins din nou și din nou în mediul în care trăiește și își petrece primii ani de viață, acesta poate deveni retras, chiar dacă are un temperament sociabil. Psihologul Jeffrey E. Young a conștientizat și a conceptualizat 18 scheme cognitive dezadaptative timpurii care sunt grupate în 5 domenii. Separare și respingere, autonomie și performanță deficitare, limită deficitare, orientare către celălalt, hipervigilență și inhibiție. Fiecare dintre noi are propriile scheme dezadaptative timpurii, mai flexibile sau mai rigide. Fiecare dintre noi avem propriile moduri de adaptare. Până acum, nu se poate spune că cineva ar putea fi scutit de prezența schemelor, pentru că asta ar însemna că undeva în lume ar exista un mediu protectiv, susținător, ideal, cu părinți ideali, care știu să întâmpină și să îndeplinească nevoile unui copil în mod ideal. Important este însă să fim conștienți de existența acestora, a schemelor, să înțelegem că, deși ne-au fost necesare în copilărie pentru a ne adapta, acum ne pot afecta calitatea vieții. Și este important să învățăm cum să le reducem sau chiar cum să le anulăm influența. Sunt Elena Badea, coach de transformare interioară și te invit să afli mai multe despre programul meu Experience Clarity pe www.experienceclarity.ro. De ce? Pentru că meriți să știi cine poți să devii.